În cartea Proverbele, capitolul 27, cu versetul 19, stă scris: cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. Astăzi este o zi specială în familia noastră. Fiul nostru, Ianis, împlinește 8 ani, zice autorul. De aceea am pregătit mesajul acesta special pentru mine, pentru familia mea, dar și pentru tine. An de an am crescut și continui să cresc alături de fiul nostru, urmărind cu atenție reflecția caracterului său și având o singură preocupare: dacă va reflecta el viața mea de credință, dacă va răspunde el apelurilor de cumințenie, de educare, de cunoașterea lui Hristos, așa cum și eu am trecut prin experiența aceasta. Ori de câte ori Ianis răspunde pozitiv în privința aceasta, mă bucur și trăiesc pe viu făgăduința versetului din Proverbele, capitolul 27, cu 19. Este minunat să poți descoperi în altcineva o reflectare a propriilor idei sau sentimente. Dar te-ai gândit că și Dumnezeu este preocupat ca noi să oglindim o frântură din frumusețea gândurilor sale? Această realitate plănuită din veșnicie continuă să fie o preocupare a Duhului Sfânt și astăzi, în viața noastră și pentru viața noastră. Autoarea Ellen White spunea, citez: dacă noi consimțim, El se va identifica în așa măsură cu gândurile și cu țintele noastre, încât va lega inima și mintea noastră cu voința sa, astfel că atunci când ascultăm de El, vom împlini propriile îndemnuri. Voința înnobilată și sfințită își va găsi cea mai mare plăcere de a-L sluji. Am încheiat citatul. Nu-i așa că este minunat când copilul tău sau tânărul din biserica ta privește la tine și îl descoperă de fapt pe Hristos în cuvintele tale, în atitudinile tale și chiar în acțiunile pe care le întreprinzi când vine vorba de slujire și sfătuire? Unul dintre scopurile pentru care Iisus Hristos a venit pe acest pământ a fost acela de a descoperi omenirii caracterul Tatălui Ceresc. De aceea, El amintește în Ioan, capitolul 12, cu versetul 49, că tot ceea ce făcea, făcea de la Cel ce-L trimisese, adică de la Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi. Ia-ți timp să meditez la viața Ta, așa cum este reflectată în cei din jurul Tău.